Au demarat lucrările de construcție a scărilor care duc spre Crucea Mântuirii Neamului Românesc. Primăria a desemnat câștigătorul proiectului, care s-a dovedit a fi un antreprenor local. Lucrările au început ieri și urmează să fie finisate până de hramul orașului Nisporeni. Cel puțin asta afirmă edilul orașului. Primarul orașului Nisporeni, Grigore Robu, spune că până a începe lucrările, acesta împreună cu angajații de la Nis Silva au mers la fața locului pentru a inspecta terenul. Toți au fost într-o ședință comună aici în cadrul primăriei și s-a decis să se meargă la fața locului, toți specialiștii, chiar pe teren. A fost deja și specialistul cu autospecialele, cu graderul, cu excavatorul, care urmează să lucreze pe acest șantier. În decursul zilei de astăzi urmează să demareze lucrările de pregătire a terenului. Am inspectat terenul care urmează să fie amplasat proiectul, adică scările de la Cruce. Este anevoios, terenul este destul de anevoios, adică, dar nu atât de anevoios să nu fie posibil de dus proiectul până la bun sfârșit. Arhitectul orașului Nisporeni spune că proiectul este unul dificil. După cum știți, lucrările au început lucrările de terasamente, cu excavatorul, se excavează pământul, lucru a să fie foarte anevoios, pentru că poteca e îngustă, sunt maluri abrupte, a să fie foarte dificil de lucrat. Majoritatea lucrărilor se produc manual. Toate acestea sperăm că să demareze cu bine. Scările care vor fi transformate într-un traseu turistic numit Drumul Crucii vor intersecta trei destinații atractive: Mănăstirea Vărzărești, Crucea Mântuirii Neamului Românesc și Mănăstirea Ștefan cel Mare. Costul total al proiectului este de 1,5 milioane de lei, bani oferiți de fundația lui Vlad Plahotniuc, Edelweiss.